Ei, salutare, prieteni! Eu sunt Xbreaker. Iată primul episod din noul update, din update-ul 2 RPS 2016. Vom începe o nouă carieră, jucăm cei drept la top player, încă nu suntem noi foarte, foarte experimentați. 6 minute, euro, moneda. Acum ne alegem naționalitatea. Vreau să mulțumesc celor din PES România. Celor de la RPS, mai bine zis, pentru acest update, update-ul 2, probabil mulți îl aveți deja. Eu nu l-am avut pentru că aveam o carieră cu viitorul Constanța și am preferat să o duc la bun sfârșit și după să ne apucăm de ea. Haideți să schimbăm puțin câteva lucruri pe aici. Uite, mie îmi place cum arată el, chiar îmi place. Cam atât, nu mai schimbăm păr, nimic, dăm OK. Ok, și încă ceva, echipa pe care o alegem este următoarea. Suspans, oare ce echipă alegem, să vedem, oare cine va fi, să fie Poli, să fie Craiova, să fie Viitorul, Cluj, Steaua, oare cine va fi, să vedem, CSU Craiova, noua echipă aleasă, știu, voi mi-ați lăsat în comentarii Ucluj, dar sincer, nu mi-am dat seama, Uclujul este în Liga a doua, noi nu avem Liga a doua în RPS, așa că rămâne CSU Craiova. Au fost multe comentarii și cu Cluj, dar și cu Craiova. O să jucăm cu CSU Craiova. Nu agres foarte tare această echipă, dar n-avem ce să facem. Iată, avem și o mică ofertă pentru ciocoteală, 238.000 de euro. Eject ciocoteală. Vreau să văd, chiar m-am gândit la câțiva jucători înainte de asta. Pe cine să iau? O să încerc pe Neagu, un jucător bun, dar iată, liber de contract, doamne, ce transfer va fi, reușim să luăm pe Neagu liber de contract, ce s-a întâmplat, Nea Gigi Becali l-a dat afară, ce-i cu el, ce-i cu Nea Gigi de face astfel de lucruri, Ali Beg nu, Gavrilă nu, da, știți ce am văzut, nu l-am pe, nu l-am pe Bălgrădean. Nu înțeleg de ce. Este la Chiajna. 68 skills cu Dan. N-ar fi rău nici cu Dan. Eu o să încerc să iau un portar ce-mi place extrem de tare. Grahovac. Îmi place maxim portarul ăsta. N-are un skill foarte bun, dar mie îmi place maxim. Haideți să ne mai gândim la încă un jucător ce am putea să-l aducem la CSU Craiova. Cine? Stanciu sigur nu o să vrea să vină. Kipciu nu. Adi Popa. De ce nu? Popa. Adi Popa. Doar 69 skill. Așa, slăbuț. Adi Popa 2. Iată-l. Adi Popa 2, un fundaș. A fost pe la Ucluj. A fost și la Dinamo. După s-a dat la Dinamo 2 și... Din câte știu eu, momentan este prin Spania, mai țineam legătura cu el. Ce jucător mai avem pe aici? Cine? Da, nu, haide să vedem ce zic aceștia și după ne vom decide. Iată, avem prima partidă cu CSMS Iași împotriva echipei lui Nicolo Napoli. Un antrenor ce a fost și pe la Craiova și a avut un parcurs destul de bun în acea perioadă. Iată, nu vrea nimeni. Da, Neagu, îl aducem liber de contract, asta este foarte bine, Grahovac, nici el, Adi Popa, doar 1.000.000 de euro, îl cumpărăm pe motorul Adi Popa, dar nu vrea Grahovac să vină, haideți să ne gândim la un alt portar bun din Liga 1, sau să luăm un tânăr, încercăm așa, Muțiu Vlad, doar 60, prea puțin, Bălgrădean. Da, hai să luăm pe Bălgrădean pentru că el e la Craiova. No, sigur nu o să fie foarte scump. Uite, pierdem niște bani, ce-i drept. Pierdem niște bani aiurea. Eu, sincer, o să încerc în perioada asta să transfer doar jucători români. Ce-am putea să mai luăm de la echipele astea superbe? Alibek. Alibek, cred că oricum valorează mult prea mult pentru noi Alibek.
Trebuie să mai așteptăm. CFR are și ea câțiva jucători buni, dar are în mare parte străini. Nu. Dinamo, am putea să mai rompe Rotariu de la Dinamo. Iarăși un jucător bun. Ne mai gândim. Să vedem dacă acceptă ceilalți jucători. Iată, Bălgrădeanu vrea să vină. Băi, asta e echipa ta, nu Chiajna. Asta este echipa ta. Căutăm un nou portar. Cine să fie oare? Pesania. Dar... nu putem. Lasă că facem altfel. Pesania. Silviu Lung, nu? Hai, ne uităm așa la portarii din... Mircea Bornescu, doamne. Cât am iubit acest portar. 69 skill, 35 de ani. Mircea Bornescu. Oh, doamne. Ce înseamnă? Ne mai uităm să vedem de alții jucători pe aici. De la... Pandurii l-aș vrea pe Răduț, cei drept, Răduț este numărul 1. Dacă luăm pe Răduț, ne-am realizat cei drept. Wellington, iată, un jucător bun și el, Grecu, Săpunaru. Sunt curios cât cer ei pe Săpunaru, deși nu știu dacă vrea să vină, și Nistor. Dacă luăm jucătorii ăștia sau măcar 1-2 din ei, suntem bazați în acest sezon. Craiova forțează cupele europene în primul sezon. Să vedem dacă Olguța vrea să bage cașcaval puternic. Eu sper să bage. Îmi doresc asta. Haideți să vedem ce mai avem pe aici. Scouting report. Nu avem ce face cu YouTube. Un jucător liber de contract. Îl luăm și știți de ce? Facem bani cu el, are un skill enorm, facem un milion, cel puțin dacă îl dăm cu un milion. Și asta este foarte bine pentru noi. Ne apropiem cu pași rapizi de partida cu CSM Iași. Să vedem ce va ieși acolo. Doamne, nu vrea nimeni să vină la CSU Craiova, de ce? Îl luăm pe... Nu. Bornescu, un milion, iată, Bornescu, un milion. Îl transferăm pe Bornescu. Da. Aveam nevoie de un portar. Ceilalți jucători, Nicoară, 7, Nistor, 7 milioane. Nu am bani de Nistor. Din păcate, cum să fac eu să fac bani de Nistor? Pe cine să vând? Ne uităm acum în lotul nostru și vindem pe cineva neapărat până la partida cu CSM Iași. Iată din nou avem Bornescu. Vine la echipă Mircea Bornescu. Luăm și pe acesta. Trebuie să vindem un jucător de 2 milioane. Oare reușim să dăm un jucător de 2 milioane? Sincer, nu știu ce să zic, dar încercăm. Să vedem, de acesta nu avem nevoie, îl punem pe lista de transferuri. Ferfelea e cam bătrân. Zlatiski, Ferfelea, dar mai bine... Încercăm și noi. Mare cu degetul, Adi Popa, Mircea Bornescu, cam atât, Băluță. Iată un jucător tânăr ce ar putea valora ceva. Cam atât momentan. Hai, vreau să rezolv transferul până în partida cu CSM Iași. Vă rog, oprește-te! Of, doamne! Nu, n-am primit nicio ofertă. Neira a venit, Iliev are ofertă. De la Leeds United, hai să vedem cât oferă Leeds United pe Iliev, 3 milioane. Asta ar însemna că îl putem aduce pe Nistor la echipă, dar mai așteptăm încă, nu vreau să dau un răspuns. Noi avem partidă cu CSM Iași, o partidă interesantă, o partidă importantă pentru noi, dar stați că eu nu mi-am rezolvat ceva lucruri pe aici, vreau să-mi fac echipa. Vreau să-mi fac echipa, asta este important. Jucăm un 4-4-2 și o să vedeți de ce. Bancu, Nuniu Rocea o să joace acolo. Curelea, nu. Curelea o să-l bag în locul lui aici. Jucăm cu doi atacanți în față. Ivan, o să încerc să-l urc mai mult pe Ivan. Sincer, și pe Bancu, deși Bancu nu prea are ce căuta aici. Așa, Bancul schimb, îl ba pe, nu, Ferfela este slab, Zlatiski,
Mateiu, îl urcăm și pe el puțin, îl urcăm și pe Madsen puțin și pe AK îl punem aici. Iliev, centru, cam asta este echipa ce va evolua pentru Universitatea de Craiova. Vă dați seama că intră Neagu, o să-l bag și pe Adi Popa în locul lui Ivan aici. Și pe Ivan, oare reușesc să-l bagă? O, Andrei Ivan ar trebui să joace în locul lui Nuno Rocea. În locul lui Nuno Rocea, Andrei Ivan, sau jucăm așa? No, Neira, Doamne, uitam de Neira. Mircea Bornescu în poartă. Îl băgăm și aici pe Nuno Rocea. Schimbăm și pe Akin cu acest Curelea și Zlatiski în locul lui Mazarache. Asta este echipa Craiovei. Ce va evolua cu CSMS Iași? Va fi o partidă interesantă, o partidă ce eu cred că o vom câștiga, sincer vă spun. Așa se joacă, joacă Iașiul în verde. Ca să ne deosebim, jucăm pe Emil Alexandrescu din Iași și o partidă interesantă, Nicolo Napoli. Să vedem cum va aborda el această partidă. Eu ați văzut cum o abordez, să vedem acum și antrenorul Iașiului. Liga 1 ori, CSMS Iași, CSU Craiova, pe Emil Alexandrescu, atmosferă superbă, iată brigada de arbitri pregătite să intre pe stadion, pe gazon mai bine zis. Eu trebuie să-mi fac tastele din câte țin eu minte. Iașiul începe în forță, Badici, Badici. Să vedem, Iașiul centrează, ocazie de gol! 1-0 Cristea! Oh, Andrei Cristea marchează decărul Iașiului, iată, reușește să-l învingă pe Mircea Bornescu cu o lovitură de cap superbă. Ce eroare facem în defensivă! Craiova începe extrem de slab această partidă. Iată, lipsă de marcaj la Cristea. N-are ce să facă Bornescu, bară gol și este 1-0 pentru CSMS Iași cu CSU Craiova. Vreau să zic Universitatea Craiova. Iată Neira. Neira, te complici, te complici. Pasă înapoi pentru Dumitraș. Avansează acesta, Dumitraș. Îl joacă cu Neagu. Neagu veni și e liber de contract, la fel și Neira. Să vedem dacă acești jucători liberi de contract vor putea face diferența. Mateiu. Mateiu nu reușește și Țigănașul avansează. Țigănașul să blocheze cineva. Ați văzut cât de bine stă Iașul la centrări. Vătăjelu. Pasă acum pentru Ivan, însă o pasă mult, mult, mult prea în spate. Iese Mircea Bornescu și reține balonul. Popa. Unde este Adi Popa? Ce caută în această zonă Adi Popa? Jocul continuă. Reușim să respingem balonul. Adi Popa. Motorul Adi Popa pierde duelul încă o dată. Nu, ceva nu se leagă la noi. Iată, Ivan joacă cu Matson. Matson îl așteaptă pe Ivan, însă Ivan se oprește și Matson dă și el o pasă mai slabă. Bosoi cu Dumitraș. Să-l vedem pe Dumitraș. Ce face Dumitraș? Avem însă noroc. Neagu joacă cu Vătăjelu. Din prima pentru Matson. Matson pentru Neira. Neira blocat, regulamentar consideră arbitru. Matson nu reușește să treacă de ultimul fundaș al Iașului și Iașul poate pleca pe un atac rapid. Adi Popa. Iese din nou Bornescu, degajează balonul. Matson nu reușește să câștige duelul la cap. Iașul joacă foarte bine pe fazele aeriene. O pasă din nou lungă, Bosoi. Bosoi pentru Cristea, Cristea, Cristea încearcă lobul, însă este peste poartă șutul lui Cristea. O execuție pretențioasă a acestuia, Bornescu reușește să-l păcălească pe acesta. Iată, Cristea a văzut foarte bine. Dacă prindea spațiul porții, eu zic oricum ajungea Bornescu la acel balon. În continuare, 1-0 pentru CSMS Iași pe Emil Alexandrescu. Craiova n-a avut nicio acțiune periculoasă. Să-l vedem pe Grahovac. Noi n-am vrut să-l aducem la... Noi am vrut să-l aducem la echipă, el n-a vrut să vină. Oare va reuși să facă ceva împotriva noastră? Dar noi, până atunci, trebuie să ne apropiem de poarta acestuia. Iată o pasă acum cu călcâiul. Vătăjelu. O minge lungă pentru Ivan. Aleargă Ivan. Oare va ajunge la balon Ivan? Grahovac degajează balonul lung, dar cât de bine. AK câștigă de la cap. Vătăjelu. Pentru Matson. Avansează Matson. Pasă cu Neira.
Hai Neira, din nou mai departe pentru Vătăjelu. Unde a urcat Vătăjelu? Vătăjelu poate șuta, o face Grahovac, reține. Și asta a fost ultima ocazie a primei reprize. Iașiul conduce cu 1-0 pe CSU Craiova. O partidă nu foarte spectaculoasă până acum. Craiova, prima ocazie, abia în minutul 45, în minutele de prelungiri. Iată-l pe Neira, încearcă de unul singur, pasă bună pentru Ivan. Ivan pierde un tempo, plecase. Neira îl văzuse foarte bine pe Ivan, acesta s-a oprit, nu înțeleg de ce, e fault. E fault, Adi Popa faultează, dar eu totuși am o nelămurire. Am o nelămurire, ce caută Adi Popa pe partea stângă de fiecare dată când eu îl am pe partea dreaptă? Jucătorul stelist ne cam încurcă momentan. Venit, cred că cu alte scopuri. Pe la Craiova, iese Bornescu, ajunge la balon. N-are probleme, degajează rapid. Vătăjelu, avansează Vătăjelu, e greu să-l iei pe Vătăjelu la viteză. Iată pasa lui Vătăjelu pentru Neira. Neira, iată cum pleacă Vătăjelu, pentru el este acest balon. De ce s-a oprit Vătăjelu? Tot el aproape de recuperare. Doamne, doamne, renunț la joystick. Renunț la joystick. Dar așa, fără joystick n-am tastele făcute. Neagu, iată cum încearcă el, dă cu capul la acea fază. Iașu, e periculoasă încă o dată. CSMS Iași, nu reușit să blocăm. Oh, ce reușit, am reușit să respingem în ultimul moment. Iată o pasă mult prea în spate. O pasă mult prea în spate. Iașul e periculoasă, Aca nu reușește să blocheze. Bornescu n-are probleme, degajează balonul pentru Neira. Câștigi și tu Neira duelul la cap? Aproape, aproape Neira să câștigi duelul la cap. Pentru el este acest balon, are ocazie de 1-1 Neira. Hai Neira să vedem, te-am adus degeaba sau? Neira s-a complicat. S-a complicat prea mult. Prea mult, prea multe vrea. Prea multe vrea de la viață și probabil o să fie exclus din primul 11. Dacă va continua tot așa, Aca... Preluarea lui Aca, una mult prea slabă. Neago joacă cu Matson, mai departe pentru Ivan, joacă cu Neira, mai departe pentru Ivan, în fața lui, 1-1, Ivan, șutează Ivan pe lângă poartă. Ce ocazie ratează Craiova, ce ocazie ratează. A venit momentul să facem câteva modificări. Într-un 75, trebuie să forțăm egalarea, n-avem ce să mai facem altceva. Îl bag pe Curelea, îl bag și pe Rocea. În locul lui Neagu, Ferfelea în locul lui Madson. N-avem ce să facem. Trei schimbări efectuează CSU Craiova. Forțăm egalarea. De ce nu chiar și victoria? Să-l vedem pe Grahovac. A avut noroc la această fază. Ivan a reușit să prindă cadrul porții. Iată Mateiu, câștigă duelul la cap. Neira, mai departe pentru Curelea. Curelea pentru Mateiu, dar putea să se ducă și Neira. Cred că era mult mai bine așa în Unio Rocea, o preluare cam largă acestea. Badici, pasă lungă. Iată Iașul, ușor, ușor, Nicolo Napoli face semne ca jucătorii săi să se retragă în defensivă. Adi Popa, eu l-am pe dreapta, pe Adi Popa, el stă numai stânga. Neira, pasă acum pentru Curelea vine cu șutul în blocaj, luptă de la colțul de la lui pentru CSU Craiova. Au mai rămas 5 minute. Trebuie neapărat să reușim egalarea. Nu putem pierde din prima partidă. Centrează Vătăjelu, lung, la 11 metri, lovitura de cap, Grahovac respinge lovitura de cap a lui Curelea. Oh, ce ocazie, ratăm. Curelea aproape să egaleze. Vedem din nou o centrare a lui Vătăjelu, mai scurtă de această dată, dar resping eșenii, lovitură de cap, cred că este offside. Haide bă Vătăjelu, retrage-te și tu mai repede. Of, păcat, offside clar, Craiova, probabil se îndreaptă spre prima înfrângere din acest sezon, mai bine zis, din prima partidă chiar. Vine prima înfrângere, Curelea nu prea are cu cine. Iată-l joacă pe Neira încearcă dribblingul nereușit. Supărat, cere fault Neira, nici vorbă de așa ceva. Reușim să blocăm.
dar nu reușim să pasăm. Asta este marea problema noastră. Din nou minge lungă. Iese Bornescu, rapid pentru Adi Popa. Adi Popa încearcă o trecere pretențioasă. Adi Popa pierde balonul în Unio Rocea și se termină. Se termină Craiova. Este învinsă de CSMS Iași, echipă condusă de Nicolo Napoli. Pierd la debut și asta nu este foarte bine. Am primit gol în primă fază. În urma unei centrări, Andrei Cristea a reușit să marcheze. Iată, Steaua învinge 4-0 pe Astra Giurgiu. 2-0 Dinamo pe ASEA, Viitorul 1-1 cu Pandurii Târgu Jiu. Suntem pe locul 9, nu e bine. Ce se întâmplă momentan la Craiova nu e ok. Iată, se anunță lotul naționalei. Să vedem, aveți noi 3 jucători introduși în lot. Acum vă dați seama, diferite țări, haideți să vedem. Toți bulgari, Popov, Iliev, Zlatinski. La România nu avem niciunul momentan. Dumitraș, ofertă de 2 milioane. Nu dau nici pe Dumitraș. N-am de ce, sincer. Chiar n-am de ce să dau pe Dumitraș. O partidă cu Pandurii Târgu Jiu. O partidă importantă. Noi trebuie să câștigăm. Este etapa a doua. Jucăm din nou în deplasare. Dacă nu reușim să învingem, va fi greu de noi. Dragilor, ăsta a fost primul episod din update-ul 2 RPS 2016. Eu sunt Xbreaker, îți mulțumesc că ești alături de mine. 150 de like-uri target-ul. Dacă v-a plăcut și dacă doriți în continuare episoade, până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!